Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi o să vedem cum putem face acest poncio tunică. Am folosit acest fir, care este un fir combinație de merino cu poliamidă. Se numește Skepie Sour Tribe și croșeta recomandată este 2,5-3 mm, dar am lucrat cu o croșetă de 3,5. Puteți să folosiți însă și alt fir. Oricum o să vedeți, noi vom lucra cu pătrate, acest poncio este realizat din pătrate, deci practic nu contează cu ce fir lucrați, trebuie doar să faceți pătratul în dimensiunea necesară pentru a cuprinde bustul. Pe blogul meu o să vedeți și dimensiunile pentru fiecare mărime până la XXL. Dar dacă doriți, vă puteți pur și simplu măsura și vedeți cam cât de larg v-ați dori să fie poncioul și atunci, în funcție de acea dimensiune, vă calculați cam câte rânduri să faceți. Eu voi lucra pătratul cu acest fir din bumbac pentru a fi mai vizibil, să nu lucrăm cu negru. O să începem cu un inel magic, 3 ochiuri de lanț. Și în interiorul inelului vom lucra 11 piciorușe duble. Deci vom avea în total cu cele 3 ochiuri de lanț 12 piciorușe duble pe care le vom avea ca și bază. Iată, am finalizat cele 12 piciorușe. Vom uni acum cu piciorușul alunecat cu al treilea ochi al lanțului de început. Dacă doriți piciorușul alunecat, puteți să-l faceți cu cea de-a doua culoare, pentru că vom alterna culorile la fiecare rând. Eu voi adăuga culoarea după ce am făcut piciorușul alunecat, mi se pare mai sigur așa. Și vom începe acum următorul rând, care vom spune că este primul rând al pătratului și acum trebuie să transformăm acest mic cerc în pătrat. Începem cu 3 ochiuri de lanț, iar apoi continuăm cu 3 piciorușe duble în următoarele 3 ochiuri. Deci, practic, așa cum vă spuneam, acest mic cerc care l-am făcut la început, îl vom transforma acum în pătrat. După cele 3 piciorușe, realizăm primul colț, lucrând 4 ochiuri de lanț, apoi încă un picioruș dublu în același ochi. Continuăm din nou cu încă 3 piciorușe duble, până la cel de-al doilea colț. Deci vom avea în total 4 pe această latură și apoi din nou 4 ochiuri de lanț și un picioruș dublu în același ochi. Și vom continua astfel până la finalul rândului. Continuăm iarăși cu 3 piciorușe duble. Apoi vom lucra cel de-al treilea colț. Patru ochiuri de lanț, încă un picioruș dublu în același ochi, încă 3 piciorușe duble și încheiem rândul cu 4 ochiuri de lanț. Și unim cu al treilea ochi al lanțului de început. Și acesta a fost primul rând al pătratului. Iată, am realizat deja din cerc, am făcut pătrat. Acum vom lua din nou celălalt fir. Ați observat că nu am tăiat firul. Și vom începe cu 2 ochiuri de lanț și ne întoarcem la spațiul de 4 ochiuri anterior. Și realizăm 3 piciorușe duble reduse. Apoi, în următoarele 2 ochiuri, vom lucra piciorușe duble.
Și în următoarele două vom lucra picioruș triplu. Sau dacă doriți, puteți și vă este mai ușor, puteți să lucrați picioruș dublu alungit, cum vedeți acum pe tutorial, pentru că practic va avea aceeași înălțime, da? Doar că nu veți lua două jeteuri, luați doar unul și atunci poate vă este mai simplu. Vă arăt ambele puncte, vă alegeți dumneavoastră cum să lucrați. Deci picioruș triplu sau picioruș dublu alungit. 4 ochiuri de lanț, apoi în spațiul de 4 ochiuri vom lucra 3 piciorușe duble reduse. Continuăm apoi cu 2 piciorușe duble și 2 piciorușe triple în următoarele 2 ochiuri sau piciorușe duble alungite. Și vom continua astfel până la finalul rândului. Din nou 4 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble reduse în spațiul de 4 ochiuri, apoi 2 piciorușe duble, 2 piciorușe triple sau 2 piciorușe duble alungite. Și repetăm până la finalul rândului. Iată, am ajuns la final, vom încheia rândul cu 4 ochiuri de lanț și unim cu primul picioruș dublu redus lucrat. Și acesta este cel de-al doilea rând. Schimbăm acum din nou culoarea pentru a lucra rândul următor. Fiecare rând va începe în același fel, deci cu 2 ochiuri de lanț și vă întoarceți în spațiul de 3, de 4 ochiuri de lanț anterior și lucrați cele 3 piciorușe duble reduse. Acum, pe acest rând, va trebui să avem 3 piciorușe duble după cele 3 piciorușe duble reduse și 3 piciorușe triple sau 3 piciorușe duble alungite. Da? Deci lucrăm acum 3 piciorușe duble și apoi în ultimele 3 ochiuri până la următorul colț, 3 piciorușe duble alungite. Patru ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble reduse în spațiul de 4 ochiuri, apoi din nou 3 piciorușe duble și 3 piciorușe triple sau 3 piciorușe duble alungite. Și vom continua astfel cu câte 3 puncte din fiecare tip. Da? Deci avem 3 piciorușe duble reduse, 3 duble și 3 duble alungite sau triple, până vom ajunge la finalul rândului. Bun, am ajuns la final, am încheiat rândul cu 4 ochiuri de lanț și am unit cu piciorul alunecat cu primul picioruș dublu redus lucrat. Schimbăm din nou culoarea și așa cum v-am spus, fiecare rând va începe la fel. Deci vom începe cu 2 ochiuri de lanț, ne întoarcem la spațiul de 4 ochiuri anterior și lucrăm cele 3 piciorușe duble reduse. Deci de fiecare dată, în spațiul de 4 ochiuri de lanț, vom lucra 3 piciorușe duble reduse. De fiecare dată, da? Acum, anterior am avut câte 3 piciorușe din fiecare tip, acum vom avea 4. Deci vom lucra un picioruș dublu redus, după care continuăm cu 4 piciorușe duble și 4 piciorușe triple sau 4 piciorușe duble alungite. Tiparul pentru acest pătrat
Este cu numărat, din păcate, nici mie nu îmi place. Va trebui să numărăm ochiurile și punctele pe care le facem la fiecare rând. Însă, un mic truc pentru a ști cam unde trebuie să începeți cu alt tip de picioruș. Primul picioruș dublu va fi întotdeauna deasupra penultimului picioruș dublu redus, iar primul picioruș triplu va fi întotdeauna deasupra ultimului picioruș dublu de pe rândul anterior. Asta dacă doriți să urmăreți doar punctele fără a număra, pentru că vom lucra ceva rânduri și atunci va fi destul de obositor să tot numărăm la fiecare rând. Între timp vom continua acest rând lucrând 3 piciorușe duble reduse în spațiul de 3 ochiuri de lanț, un picioruș dublu redus în primul ochi, după care continuăm cu 4 piciorușe duble și 4 piciorușe duble alungite sau piciorușe triple. Și repetăm acest lucru până ajungem la finalul rândului. La fiecare colț lucrăm 4 ochiuri de lanț. Și așa cum probabil deja vă dați seama, cam acesta este tiparul pătratului. Cu fiecare rând vom adăuga câte un picioruș din fiecare tip. Da? Haideți să vedem la rândul 5. Deci dacă la rândul 4 am avut câte 4 piciorușe din fiecare tip, acum vom avea 5. Da? Începem la fel, cu 3 piciorușe duble reduse în spațiul de 4 ochiuri de lanț anterior. Apoi, pentru a avea 5, în următoarele două puncte vom lucra încă două piciorușe duble reduse. După care continuăm cu 5 piciorușe duble și 5 piciorușe triple sau 5 piciorușe duble alungite. Deci, pe acest rând vom avea seturi de 5, da? Începem cu 3 piciorușe duble reduse în spațiul de 4 ochiuri de lanț, apoi încă 2 pentru a avea 5 în următoarele 2 ochiuri. Continuăm apoi cu 5 piciorușe duble, iar apoi 5 piciorușe duble reduse. Și vom continua să repetăm acest tipar adăugând câte un punct din fiecare tip cu fiecare rând. Deci la rândul 5 avem seturi de 5, la rândul 6 avem seturi de 6 și la rândul 7 vom avea seturi de 7 și tot așa până vom ajunge și vom finaliza pătratul, până vom ajunge la dimensiunea dorită sau dacă vă încadrați în eșantion, puteți să respectați același număr de rânduri pe care l-am făcut. Pentru mărimea S, vom continua și vom lucra până vom avea în total 23 de rânduri, respectiv vom avea câte 23 de puncte din fiecare tip pe o latură a pătratului. Da? Întotdeauna, la fiecare rând, începem rândul cu 2 ochiuri de lanț, ne întoarcem în spațiul de 4 ochiuri anterior și croșetăm cele 3 piciorușe duble reduse în spațiu. În fiecare spațiu de 4 ochiuri de lanț vom croșeta la fiecare rând doar 3 piciorușe duble reduse, urmând ca următoarele din set, deja că suntem la 20, facem 3 piciorușe în spațiu și continuăm apoi să mai lucrăm încă 17 piciorușe, să avem numărul de 20. Ca și tips, așa cum vă spuneam, primul picioruș dublu trebuie lucrat deasupra penultimului picioruș dublu redus anterior, deci pe rândul anterior. Primul picioruș triplu se lucrează deasupra ultimului picioruș dublu de pe rândul anterior. Asta dacă cumva, știu eu, nu doriți să numărați sau ați pierdut numărătoarea pe parcurs, ca să fiți sigure că sunteți unde trebuie și lucrați piciorușul care trebuie. Să aveți și acest lucru în vedere. Bun, deci dacă am stabilit aceste lucruri, sper că este clar cum vom continua și cum vom lucra pătratul.
Dacă lucrați cu alt fir, altă croșetă, v-am spus să calculați diagonala, deci măsurați diagonala pătratului, trebuie măsurat pe diagonală și când ajungeți la dimensiunea dorită, vă opriți, da? Dimensiunea dorită însemnând jumătate din circumferința bustului pe care doriți să o aibă produsul final, da? Deci nu vă calculați la dimensiunea bustului pe care o aveți, pentru că atunci va fi prea strâmt, da? Puteți să mai adăugați câțiva centimetri. Bun, cam așa arată pătratul după ce îl vom finaliza. Deci aici pentru mărimea S am lucrat până la 23, deci 23 de ochiuri din fiecare tip de punct pe fiecare latură și vom face 4 astfel de pătrate. Primul pas, după ce vom face pătratele în funcție de fir, înainte de asamblare, este bine să le blocați, dacă lucrați cu un fir care necesită blocare, da? Care știu eu se strânge în momentul lucrului, să fiți sigur că arată cum trebuie. Iată cele 4 pătrate pe care le-am făcut. Sunt cât de cât blocate, nu l-am lăsat foarte mult, chiar erau încă umede și așa le vom poziționa pentru a realiza prima fază a acestui poncio tunică, respectiv poncio. Da? Deci acesta este un mod de a lucra un poncio clasic din 4 pătrate. Dacă vă doriți, puteți să-l lăsați și astfel, ca și poncio. Dacă nu, pur și simplu continuați mai departe. Vom coase aici părțile acestea, atât pe față cât și pe spate și la fel la colțuri, acolo unde se unește cu mâneca, să coaseți și spatele de față, da? Pentru că dacă este punciu, poate să fie desfăcut. Bun, după ce l-am cusut și l-am asamblat, ați văzut din fotografie că pe partea laterală, la una dintre laterale, am lucrat câteva rânduri, iată aici, pentru a îndrepta baza. Da? Eu o să vă arăt cum puteți să faceți acest lucru, nu este obligatoriu, puteți să-l faceți într-o parte sau în ambele părți, eu am lucrat doar într-o singură parte pentru că am dorit această formă asimetrică a produsului final. Puteți să lucrați respectând același tipar, schimbând culoarea la fiecare rând. Eu am schimbat culoarea la 2 rânduri pentru că am dorit să fie puțin vizibil că este altceva. La fel, dacă vă doriți, puteți să mai lucrați, să mai alungiți mânecile. Dacă sunt prea largi, puteți să lucrați primul rând în picioruș dublu, sărim un ochi picioruș dublu. Da? Și apoi să continuați să lucrați până ajungeți la lungimea dorită a mânecii. Dacă gulerul vi se pare prea larg, puteți să ajustați un pic lărgimea, la fel lucrând un rând, picioruș dublu, sărim un ochi picioruș dublu, cum am lucrat eu aici, și apoi puteți să mai adăugați o margine, un ultim rând pe care eu l-am făcut aici în picioruș simplu răsucit. Haideți să vedem cum vom lucra această parte laterală. Rândul nostru va începe la unul din colțuri, depinde pe ce parte lucrați, da? Deci va începe la unul din colțurile de jos, ori colțul din față, ori colțul din spate, da? La unul din colțuri și se va finaliza la colțul opus. Mijlocul rândului va fi partea laterală a tunicii, practic acolo unde am unit partea spate de partea față, da? La sub braț, cum ar veni, acolo va fi mijlocul rândului unde va trebui să scădem. Haideți să vedem cum facem. Vom lucra această părți, partea laterală, o vom lucra doar în picioruș dublu. Și vom începe de aici. Aceasta este, cred că, partea față la mine, dar nu are importanță. Începeți cu colțul din partea față sau partea spate, depinde unde doriți să aveți această parte laterală sau dacă vi le doriți pe amândouă,
cu atât mai mult. Va fi tot mai puțin vizibil dacă lucrați câte un rând din fiecare culoare, așa cum ați lucrat și restul ponceului, da? Bun, începem în colț. Avem aici lanț de 4 ochiuri, da? Dacă avem lanț de 4 ochiuri, că așa este pătratul, acest tip de pătrat la colț, atunci vom lucra 4 piciorușe duble aici. Vă spuneam că vom lucra această parte laterală doar în piciorușe duble, da? Și lucrăm acum 4 ochiuri, 4 piciorușe duble în acest lanț. După care vom continua cu câte un picioruș dublu redus în fiecare ochi până vom ajunge la următorul lanț de 4 ochiuri, care este practic acolo la sub braț unde vă arătam, acolo unde am unit practic partea față cu partea spate. Și acolo, iată, aici, da? La acest lanț ne oprim și vom vedea cum lucrăm să scădem, pentru că va trebui ca să ajungem în final să avem baza dreaptă, trebuie să scădem la începutul rândului, la mijloc, adică în această porțiune și la sfârșit, la fiecare rând, da? Bun, am ajuns. Iată, aici suntem la colțul unde am unit partea față cu partea spate și aici va trebui să scădem, da? La fiecare rând. Acest prim rând nu este foarte relevant pentru că încercăm doar să ne punem baza a ceea ce trebuie să lucrăm mai departe. Ideea este că avem aici 4 ochiuri de lanț și la următorul iarăși 4 ochiuri de lanț. Deci trebuie să scădem ceva aici. Eu am considerat cusătura ca fiind ochi, deci am considerat că mai avem 3 ochiuri și 3 ochiuri, da? Noi trebuie să scădem în total, când ajungem aici în partea laterală, trebuie să scădem câte 3 ochiuri. Și atunci am lucrat 2 ochiuri în primul spațiu de 4 ochiuri de lanț. Și apoi mai facem încă alte 2 ochiuri în următorul spațiu de 4 ochiuri de lanț, da? Și așa am scăzut pe primul rând. După care continuăm și lucrăm câte un picioruș dublu în fiecare ochi până ajungem la capătul rândului, capătul rândului fiind colțul opus celui cu care am început. Deci dacă am început cu colțul din față, finalul rândului va fi la colțul din spate. Bun. Continuăm și lucrăm piciorușe duble. Pe acest rând nu am scăzut și la început și la final de rând. O să începem cu următorul. Practic, cel de-al doilea rând va fi rândul pe care îl vom repeta până vom finaliza această porțiune. Iată, am ajuns la finalul rândului. Vom lucra acum 3 ochiuri de lanț și întoarcem, da? Atenție la acest rând. Acest rând va fi cel care, așa cum vă spuneam, se repetă până vom finaliza această porțiune. Vă spuneam, dacă doriți, puteți să alternați câte un rând din fiecare culoare și acum ar trebui să schimbați culoarea dacă doriți să lucrați câte un rând. Haideți să vedem. Uitați, vă arăt acum cum să lucrați cu câte un rând din fiecare culoare. De fapt, știți deja, dar doar că trebuie să atașați firul. Aici va trebui să tăiați firul negru în cazul de față, pentru că va trebui să-l atașați la capătul rândului următor, da? Și începem acum cu 3 ochiuri de lanț. Întoarcem.
Acest lanț de trei ochiuri va ține loc de prin picioruș și vom sări următorul ochi și lucrăm un prim picioruș în cel de-al treilea, practic, da? Și scădem astfel cu 1. Deci acesta este primul ochi în care avem cele trei ochiuri de lanț, îl sărim pe următorul și în al treilea lucrăm un picioruș dublu. Da, așa cum am făcut și în această parte și așa păstrăm și vom avea această bază dreaptă. Continuăm apoi cu câte un picioruș dublu în fiecare ochi și ne vom opri la mijloc când vom mai avea două ochiuri până la mijloc, da? Practic două ochiuri din această parte, din partea pe care o lucrăm acum. Dar până acolo lucrăm câte un picioruș dublu în fiecare ochi. Da? Deci lucrăm până mai avem două piciorușe, da? Pentru că trebuie să scădem aici câte 3 piciorușe. La fiecare rând scădem 3. Deci acolo când mai avem 2, ne oprim, da? Ca să vedem cum scădem. Iată. Mai avem 2 ochiuri de pe această latură. Iar acum vom scădea și avem 1, 2, 3, aceste 3 puncte de la mijloc le scădem, adică nu lucrăm piciorușe în ele, da? Mai am un punct aici de lucrat și acum le sărim pe cele 3 și lucrăm picioruș dublu în următorul. Continuăm apoi cu câte un picioruș dublu în fiecare ochi până ajungem la capătul rândului, dar atenție, la capătul rândului va trebui să scădem din nou. Respectiv, când mai avem 2 ochiuri, da, ne oprim, pentru că trebuie să-l sărim pe penultimul și să lucrăm un ultim picioruș în ultimul ochi. Și așa vom lucra toate rândurile până vom ajunge la final. Iată, aici suntem la finalul rândului. Avem aici 1, 2, 3 ochiuri, da? Deci mai lucrez un picioruș dublu, după care penultimul îl sărim și lucrăm un picioruș dublu în ultimul ochi. Și acesta va fi rândul pe care trebuie să-l repetați, deci scădem la început. Cum scădem la început? 3 ochiuri de lanț, sărim următorul ochi, picioruș dublu în următorul. Lucrăm piciorușe duble până ne rămân 2 ochiuri. Sărim 3 ochiuri de la mijloc, continuăm, lucrăm picioruș dublu până mai avem alte 2 ochiuri. La final, îl sărim pe penultimul ochi și lucrăm un ultim picioruș în ultimul punct. Și repetăm aceste rânduri până ajungeți la final. Dacă doriți să fie complet dreaptă porțiunea, atunci o să vedeți că veți ajunge la final să mai aveți... Să mai aveți trei ochiuri, da? Pe care le lucrați împreună, le strângeți ca să puteți să aveți colțul drept. Și dacă nu, puteți să vă opriți mai devreme. Uitați, vă arăt eu imediat acum. Iată, eu nu am lucrat până la final și practic s-a creat această ușoară despicătură, să spunem. Dar dacă lucrați până la final, practic continuați să scădeți până mai aveți doar 3 ochiuri, până se închide acest mic triunghi. La final, după ce terminați de îndreptat baza, fie că vă doriți doar într-o singură parte sau în ambele părți, trebuie să lucrați o bordură. Da? Un ultim rând, să spunem, circular, de jur împrejurul bazei, ca să puteți să ascundeți, pentru că aveți aici începuturile de rând, care poate nu sunt tocmai uniforme, să le puteți ascunde, mai lucrați încă un rând, ca să fie totul uniform la bază, da? Și cam asta este cu ponciul tunică. Sper că v-a plăcut și acest tutorial. Iată aici, ca să nu se vadă această margine, adăugați bordura, da?
Și eu sper că v-a plăcut, că vi se pare interesant. Sper să-l încercați, nu este foarte greu de făcut. Și vă aștept cu mare drag și data viitoare. Pe curând!